Andrei Dumitru Popovici și Bogdan Gorea de la Politehnica Timișoara au câștigat medalia de aur la canotaj în cadrul campionatului național de seniori. Aceștia au terminat primii la dublu rame fără cârmaci, categorie ușoară. Canotorii al violeti au câștigat alte două medalii de argint. Politehnica Timișoara a câștigat trei medalii la campionatul național de canotaj. Echipajul format din Andrei Popovici și Bogdan Gorea a fost cu șapte secunde mai rapid decât echipajul de la CSU Suceava, aflat pe poziția secundă. Tot în prima zi de concurs, Popescu Daliana Andreea de la CSU Politehnica Timișoara a câștigat medalia de argint și a devenit vicecampioană națională la simplu vâsle. Totodată, competiția a fost câștigată de echipajul de la CSA Steaua București. Antrenoarea canotatorilor de la Timișoara este Caterina Calapiș.